Adina, tot timpul a existat mici conflicte așa în club, pentru că toată lumea și-a dorit să fie acolo. Și Dinamo e un club important, unde atât în birouri, cât și în vestiar, cât și în exterior și așa mai departe, au existat mici mâncători între oameni. Care a fost cel mai tensionat moment la care ai asistat tu la Dinamo în toată perioada în care ai jucat la Dinamo? Perioada cu Maneaua. Chiar voiam să te întreb și l-am avut pe Cristi Pulhac în platou și povestea în stilul lui, am început să mă puvenește răsus și când mi-aduc aminte, a spus că imediat după acel episod mergea pe Ștefan cel Mare și au început niște suporteri să-l alerge să-l bată și a trebuit să-l sune pe Lopotan. Uite atunci cu el, a fost, da, în fața casei îl alergeau. A, erai și tu? Nu eram și eu în acea perioadă în care a fost scandalul. Da. M-am dus la stadion în ziua respectivă. Așa. Și am fost să discut cu suporteri, am fost să le explic, a fost totul o glumă și așa mai departe. Într-adevăr, da, nu se cade, însă nu este un capăt de țară, nu este ca și cum am trădat în un meci și ne-am băgat mingea în poartă și ne-am vândut. Mi-am încasat înjurăturile și ceea ce era de Dar nu ți-a fost frică să mergi să vorbești cu suporterii după un astfel de moment? Păi trebuia să mă moare ca să nu se întâmple nimica după. Asta era cel mai... Vezi ce... Se întâlnește munte cu munte, dar mai om. Adică ce era să facă? Ce se putea întâmpla? Și asta era singura variantă. Gabi, atitudinea lor față de tine în momentul în care ai... Că totuși o dovadă de curaj să vii în fața lor. Am ajuns acolo... Cei care au fost mai maturi și cu capul pe umeri și așa, cum era Delias, Tararache și așa mai departe, au vorbit frumos cu mine. Printre altele au fost și câțiva copii de 15 ani, 14 ani care înjurau, făceau ca toate cele, însă erau de înțeles în felul lor pentru că erau pătimași. Adică nu știu cât de pătimași erau, nu cred că au fost din 30 de meciuri la 30 de meciuri acei copii de 15 ani. Însă, na, poate voiau să demonstreze cuiva cât de mult iubesc Dinamo și înjurându-l pe Gabi Torres în momentul respectiv era o dovadă de iubire maximă. Asta au considerat ei. Am luat-o ca atare, mi-am asumat și am trecut mai departe, la fel cum ne-am asumat tot și sunt greșeli în viață care te ajută. Din momentul respectiv, cariera mea s-a schimbat foarte mult, am... evitat să mai ies în oraș, am evitat să mă gândesc la altceva în afară de fotbal și într-un an și jumătate m-am transferat în străinătate. Deci cumva crezi că ți-a prins bine, că te-a disciplinat acel moment? Sunt de părere că totul în viață se întâmplă cu un scop. Acel moment a fost momentul meu de cumpăn în care și cei de la Dinamo din conducere și cei din suportere și așa mai departe mi-au zis că i-am dezamăgit puțin și că nu se așteptau la noi să facem așa ceva. Și ar fi cazul să ne gândim mai mult la fotbal, pentru că cel puțin eu fusesem adus pe o sumă mare de bani, toată lumea avea așteptări foarte mari de la mine și atunci m-a schimbat și dacă vă uitați, performanțele mele după acel scandal au fost tot timpul în creștere, după care m-am și transferat. Dar de ce crezi că mereu de la Dinamo aflăm sau se sifonează, ca să spun în ghilimele cum folosim noi, știri precum s-a băut la hotel, cutare cu cutare, apar filmulețe, apar... Exact ce am zis acum 2 minute, am zis tot timpul au existat mâncătorii. Cărtițele care nu o să dispară niciodată din vestiarul lui Dinamo. Și de ce crezi că... Or fi nu știu unde, tot timpul a existat. Nu a fost nicio ședință, niciodată, între jucători, în orice mai departe, să nu apară ceva în ziar. Tot timpul a fost. Adică am avut de multe ori discuții în care se vorbea, domne, să nu se afle niciunde. Nici n-a apucat să ajungem în cameră și era deja într-un ziar apărut. Adică, haideți să vorbim că oricum se va afla. Ziceți ce aveți deschis. Nu era, deci am obișnuit cu chestia asta. Da. Și nu numai la Dinamo, adică Dinamo în majoritatea timpului, însă la majoritatea echipelor. Da. Probabil că sunt anumiți jucători care se dea bine pe lângă oameni din presă și așa mai departe și lasă frățiorul meu că-ți spun eu ce se vorbește aici.
Scrie de bine de mine, să pare un băiat bun. Știi? Nu știu. N-am fost niciodată un... Dar tu ai depistat vreun coleg din acesta concret? Adică... N-am stat niciodată, nu am stat niciodată să... Faci anchetă. Lucru, să anchetez și așa mai departe, pentru că n-am vrut să stric o prietenie, poate. M-am ferit mult... Adică era foarte simplu să aflăm la un moment dat. Eliminam pe rând, unul câte unul. Discutam cu unul ceva, discutam până aflam o vorbă pe care am spus-o lui, a apărut în ziar. Adică el era. Dar n-am făcut acest lucru, n-am încercat să... Bun. Să aflu. Gabi, în... Și oricum nu vor dispărea niciodată asta.